Hei, hei! Bun găsit la un nou episod The Personal Brand Podcast. Cu bucurie vă anunț că și astăzi continuă seria Shining Stars cu persoane care au început brandingul personal mai curând decât mai de mult și au reușit. Invitata mea de astăzi este profesor și caligraf și se numește Roxana Beșcucă. Bine ai venit, Roxana! Bine te-am găsit, Manu! Mulțumesc mult pentru invitație! Și eu ție și de-abia aștept să vii să spui în maniera ta autentică povestea ta de viață și de profesie din ultimii ani, pentru că este o poveste acolo. Începe așa să ne spui prin cine ești? Sigur. Eu sunt Roxana Beșcucă, așa cum ai zis și tu. Sunt antreprenor de mai bine de 5 ani, însă nu am făcut mereu full-time antreprenoriat. Sunt profesor de puțin timp și caligraf. Acum, în ultima vreme, mă acces foarte mult pe a lucra cu copii, pe corectarea scrisului de mână. Și pe lângă asta fac și, să zic, 90% lucrez cu copii, cu și pentru copii, 10% produse personalizate prin caligrafiere manuală. Că ziceam că nu sunt un antreprenor full-time de 5 ani, ci doar de un an și jumătate, când am renunțat la jobul în care am stat vreo 3 ani, un job în comunicare și relații publice. Și cam asta fac acum. Wow, cât curaj, cât curaj! Deci ai dat cumva vrabia din mână, jobul acela stabil, cu statutul de angajat? Nu doar că am dat vrabia din mână, adică eu ți se datorează. Nu zic din cauza, dar ți se datorează, pentru că a fost de bine în cazul meu, însă într-adevăr am avut așa o doză de nebunie când am renunțat la un job stabil, un job la stat, pe care mulți poate și l-ar dori, pentru a face antreprenoriat, iar în momentul în care mi-am dat demisia, în august, acum un an și jumătate, nu aveam nicio rezervă financiară. Adică mi-am dat demisia cu banii din buzunar, banii care nu erau prea mulți, de altfel, și cumva a venit imediat după ce am urmat cursul de brand personal cu tine în sesiunea din mai 2021, iar în august deja îmi dădeam demisia. Super, ca să clarificăm, nu facem UDU, nu facem nimic dubios în cursurile cu mine, nu s-a întâmplat nimic dubios acolo, totuși, cum? Adică, care e legătura? Cum? De când am început, eu m-am axat foarte mult pe produse caligrafiate manual. Tot felul de tablouri înrămate, căni, sacoșe, tot ce se poate caligrafia, vindeam. La un moment dat, când a venit pandemia, eu abia începusem să practic caligrafia cu adulți, caligrafia artistică. Cumva erau niște cursuri pe care le țineam în diferite catenele așa cozy din București, cu doamne care voiau efectiv să se relaxeze, doar că pentru că eu lucram în timpul săptămânii, aceste cursuri erau un weekend. Practic eu lucram 5 zile pe săptămână full-time la job și în weekend țineam aceste cursuri cu cele care voiau să învețe ceva nou și să se relaxeze. Doar că n-am apucat să fac prea mult asta, că a venit pandemia. Totul s-a închis. Cred că a durat 2 luni magia asta. Nici nu știu dacă a durat 2 luni. Iar eu în pandemie m-am retras la țară, la părinții mei și acolo... Ok, mai fac ce să mai vin din pandemie, tablouri caligrafiate, că noi nu ne vedeam unii cu alții și știm cât de dificil a fost atunci. Mi-a venit atunci, deci aveam un plan, dar nu credeam că se va întâmpla așa de repede, să creez un suport de curs, să-i zic un caiet de caligrafie pentru adulți, de caligrafie artistică. Mi-a fost foarte greu să-l fac pentru că nu aveam... prea multă tehnologie, nu aveam nici conexiune la internet foarte bună, dar am reușit să-l fac în timp record. Cred că a durat câteva săptămâni. Eu trimiteam graficianului literele scrise de mine în penisă, o poză, iar el, săracul, mai departe se chinuia să scoată ce trebuie din poza aia și atunci pentru mine a fost un boom. În sensul că în pandemie, când oamenii erau, nu mai aveau vânzări, și tatăl meu e antreprenor și a fost foarte dificilă perioada aia și pentru el, la mine era curierul permanent la ușă. S-au vândut sute de exemplare. Și perioada aia a coincis cu un curs de-al tău. De fapt, era un webinar gratuit. Tu atunci făceai foarte multe webinarii de genul acesta. Gabriela Hranovski mi-a zis: hei, uite, am descoperit o tipă, Manuela Ciugudean, îți recomand, urmează un webinar în perioada cutare. Și atunci m-am înscris. Eu atunci eram cunoscută ca atelier caligrafia, cadouri handmade și încă ceva. După acel webinar, care cred că n-a ținut mai mult de 2 ore,
Am zis, ok, eu trebuie să îmi fac un site, se va numi roxanaveșcupă.ro și de aici au urmat toate celelalte, așa să zic, dar așa a început transformarea și așa am trecut de la manufactură la servicii de modul predare, adică brand personal până la urmă. Am auzit atât de multă informație valoroasă și aș vrea să o luăm așa, să parcăm în coaching, se numește. Hai să parcăm fiecare subiect, de fapt hai să-l atacăm. Am auzit că aveai un job stabil. Ce e foarte important pentru cei care ne ascultă, pentru că sau ne urmăresc, pentru că în intimitatea lor, în singurătatea lor, pentru că noi suntem ca ei, știm bine la ce se gândesc. Doamne, dar eu dacă mă apuc să fac asta, dacă eu îmi las un job sigur, o să pot vreodată să mai câștig cât câștig aici? Doamne, dacă eu îmi dau demisia, că nu mai suport, că am un vis antreprenorial mai mare ca mine, că fac parte dintr-o generație care își dorește tot mai mult afirmare și să-și creeze propriile reguli, deci nu-i nimic în neregulă cu nimeni care nu mai iubește ceea ce face ca angajat. Pur și simplu, așa arată piața muncii astăzi, vrem altceva pentru noi. Dar din ce o să trăiesc luna viitoare? Poate ne urmăresc oameni care se află atunci acolo. Eu am o vorbă și care nu e crezută în momentul în care ești angajat și nu știi cum e să fii doar antreprenor. Doar. Și spun, nici nu bănuiți energia care o să vină și câte soluții o să apară în momentul în care nu o să mai aveți plasa de siguranță. Sigur, plasa de siguranță fiind aici definiția jobului sau a statutului de angajat, dar noi avem mereu plase de siguranță. Ele sunt creierul nostru, mâinile noastre, uneori sunt familia și iubirea familiei, tot timpul mai avem resurse, mai avem ceva de încercat. Dar hai să ne reîntoarcem la momentul în care, să spunem cumva, cosmic ne-am întâlnit noi două. Poate în acel webinar, poate, nu știu, în alt live, că da, nu asta e important. Erai angajată atunci și aveai o mare pasiune. Și m-ai auzit spunând, odată ce o să faceți doar asta, odată ce o să vă nișați, o să câștigați foarte bine. Îți mai amintești ce ai gândit atunci? Da, a fost așa o chestie. Cred că nici n-am avut timp de prea... Mi-a plăcut atât de mult ideea pe care ai transmis-o atunci și faptul că poți să-ți construiești efectiv singur drumul tău, fără să mai depinzi de nimeni și de nimic. Eu eram... Stresul meu cel mai mare era că munceam foarte mult. 5 zile eram la muncă, uneori lucram chiar și în weekend, că era un loc în care erau evenimente și în weekend, iar eu noaptea după muncă și în weekend făceam caligrafie. Și nu puteam să dau tot ce aveam mai bun, că nu aveam resurse. Eram atât de obosită încât nu mai aveam nici creativitate, nici răbdare prea multă și ajunsesem așa într-un punct în care trebuia să decid. Ori făceam performanță în comunicare și relații publice într-o instituție publică, ori o luam pe drumul antreprenoriatului și vedeam eu ce o să iasă. N-am avut atunci curajul să fac pasul ăsta, mai ales în pandemie, că puteam să fac de atunci. Mă bătea gândul să-mi dau demisia atunci, în momentul ăla. Dar am mai tras așa cât am putut de mine și la un moment dat nu s-a mai putut. Că nu ai resurse. Dacă nu ai timp să-ți planifici, postări și na, acum nu o să intru așa în detalii, dar ai nevoie de timp și de energie pozitivă ca să poți să faci lucruri bune. Asta nu înseamnă că nu încurajăm ca, cel puțin dacă aveți un vis, o pasiune, un hobby, să-l practicați în paralel cu un job actual sau cu orice job pentru a vedea, vă place, e potențial, pentru că de multe ori avem hobby-uri care ne plac nouă, dar ce crezi, nu se poate construi un business cu treaba aceea și atunci e nevoie de ceva timp să testăm. Deci eu te felicit pentru modelul de business pe care l-ai ales, de a avea un side hustle, de a avea o pasiune transformată în business, ca să vezi, e pentru mine. În felul ăsta crește și mult capacitatea. Dacă tu ai putut gestiona un job stabil, un job care te solicita cu o parte de pasiune, unde ai făcut și bani, deja s-a aprins acolo un bec verde. Ceva este ok. Și pe urmă, hai să vorbim un pic de energia asta fabuloasă pe care o primește antreprenorul odată ce nu mai are plasă de siguranță. Hai să vorbim un pic, dacă vrei, Roxana, despre momentul în care ți-ai dat demisia și ai hotărât, din asta o să trăiesc. Energia asta de care vorbim, energia antreprenorului care vrea, nu vrea, din asta trebuie să facă un trai. Cât de important a fost energia asta și cam cât a fost ea de mare față de cât credeai că poate fi de mare când erai și angajată? A fost atât de mare încât, cum se cheamă, când îți dai demisia ai 20 de zile, îmi scap acum termenul,
preavizul sau notice-ul acela. Ok. Da, eram în preaviz încă, adică nu terminasem tot ce aveam acolo de rezolvat și am primit un telefon, era într-o dimineață, eram în mega, pot să zic aici, și m-a sunat o doamnă director de la o școală privată, voia să începem o colaborare pe partea de, voia un opțional de caligrafie în școală și e al doilea an la școala aia. Deci nici nu-mi dădusem demisia și deja, nu știu de unde și cum, dar se deschide efectiv niște, auzisem asta și la Ioana săptămâna, efectiv se deschid uși la care nu visai vreodată și nu, nici nu-mi trecea prin cap așa ceva în momentul respectiv. Iar de aici am avut mai mult timp liber pentru mine, lucru care a contat enorm. Pentru că, fiind bine tu cu tine, poți să dai bine și celor care lucrează cu tine. Și pentru că aveam mai mult timp liber pentru a face poze, pentru a face conținut, pentru a fi mai activă, ușor, ușor lucrurile au intrat în normal, să zic, și nu am simțit că, nu am simțit așa o presiune foarte mare din punctul ăsta de vedere. Adică nu am dus-o rău, dar din punct de vedere financiar, cumva am reușit să câștig mai mult decât câștigam și cu jobul și cu partea asta extra pe care o făceam în timpul liber de caligrafie. Adică am depășit chiar din prima lună, veniturile au fost mai mari decât într-o lună obișnuită lucrând și. Tu îți dai seama ce spui? Da, și pentru mine, adică pentru... Știi, eu sunt crescută de niște oameni așa foarte, deși sunt open mind, sunt totuși tradițional și mama îmi zicea, da, dar nu ai job stabil, că uite ce a fost în pandemie, că ai o rată la casă, că cum, ce o să faci? Și am zis, o să văd eu ce o să fac. Adică am avut atât de multă încredere și mi-am dorit atât de tare să fac pasul ăsta, încât nu mai conta ce e dincolo. Putea să nu meargă și să-mi fie rău și să, nu știu. Exista și varianta asta și am luat-o în calcul și pe asta, dar nu. A fost mai puternică cealaltă latură în situația asta și am mers în direcția aia. Ce frumos! Pentru toți cei care urmăresc acum podcastul, hai să tragem noi așa o concluzie că uneori oamenilor le e teamă să spună lucrurilor pe nume. Indiferent în ce situație v-ați afla acum, că sunteți angajați, că sunteți în concediu de creștere a copilului, că vreți să vă dați demisia curând, ați luat hotărârea și gata, antreprenoriatul este pentru voi, că ați început proiectul de antreprenoriat înainte de pandemie, în timpul pandemiei, acum o lună. Dacă încă nu ați început să lucrați la brandul vostru, dacă încă nu ați început să vă percepeți ca pe un mic om de afaceri, nu e nici timpul trecut, nu e nimic greșit. Uneori avem nevoie să scăpăm de plasa de siguranță ca să putem să zburăm, pentru că plasa aia de siguranță, de cele mai multe ori, nu e o plasă de siguranță. Este o cătușă de care singuri o folosim. Am eu o metaforă asta cu clienții mei, ne-am legat singuri de calorifer și ne plângem că suntem lipiți acolo. Cine ne ascultă acum și este în tranziție, are nevoie să ne creadă pe cuvânt că am trecut pe acolo. Tranziția e dificilă, e dubioasă. Într-adevăr, mie mi se pare cea mai grea perioadă profesională în care pleci de la ceva sigur pentru că știi să-l faci. Pentru că acolo e trecutul tău și e și mult ego. Și te duci către ceva necunoscut. Și ca să faci bani, ca să supraviețuiești, ai nevoie să faci și ceva puțin din trecut. Ce ți asigură banii actualmente. Și să construiești la ce urmează. Și atunci tranziția nu este ușoară și oricine e în tranziție are tot respectul nostru că am fost acolo. Dar aveți nevoie să credeți că după tranziție urmează ceva mai bun, că altă cale nu e. Că, exact cum spunea Roxana, o să aveți atât de mult timp doar pentru proiectul antreprenorial. Toate intențiile o să fie acolo, atenția voastră o să fie acolo, indiferent care este acum statutul vostru, de mâine poate să nu mai conteze dacă vă asumați singuri, doar asta o să fac. Nu înseamnă că greșelile pe care le-am făcut în statutul de angajat trebuie repetate în antreprenoriat. Totul poate să fie rescris de mâine și iată, din prima lună ca antreprenor, poți să câștigi mai mult decât ai câștigat ca angajat plus un mic proiect antreprenorial pe lângă vreodată. Wow! Chiar și eu am nevoie să mai aud asta uneori. Îți mulțumesc tare mult că ne povestești despre asta. Cu mare drag și sper că asta te inspire pe cei care ne ascultă. Cei care sunt așa, că și eu am fost, vă ziceam, în situația asta în care oamenii din jur ziceau, hei, deschide ochii, unde te duci așa?
Dar nu, eu oricum sunt mai încăpățânată de fel și în business de 5 ani încoace am mers foarte mult pe instinct. Am ascultat și sfaturi când a fost cazul, dar 99,9% eu am mers pe instinct. Și a funcționat. Apropo de inspirație, da? Vrei să inspiri oamenii. Ce ai vrea să-și ia ei din povestea Roxanei? În primul rând, aș vrea ca oamenii să aibă curaj să-și urmeze visul, să depășească cumva barierele astea rigide pe care ni le impune societatea, să nu mai asculte în stânga și în dreapta lucruri, pentru că mereu vor fi oameni care vor zice: ei, dar ești prea tânăr să faci asta, ei, dar s-a trezit și Roxana la 21 pic de ani să se numească caligraf. Păi îți trebuie 15 ani să te numești caligraf. Ok, dar ca să pot să mă numesc peste 15 ani caligraf, trebuie ca în ăștia 15 ani să am dreptul să profesez. Și apar tot felul de lucruri de genul acesta și dacă pleci urechea, apare blocajul și nu o să știi cam pe unde să mai ieși din el. Pe mine m-a ajutat felul meu de a fi cumva, că mie nu prea mi-a păsat niciodată ce au zis cei din jur, dar recunosc că în anumite situații am fost așa un pic cu un gust amar, să zic. Dar nu m-a afectat prea tare. Dar sunt oameni sensibili pentru care lucrurile acestea contează mult mai mult de atât și sfatul meu este să nu asculte stânga-dreapta, să-și urmeze ei intențiile și eu sunt sigură că nu ai cum să dai greș. Când ești pasionat de ceva și dorești atât de tare, n-are cum să nu iasă. A, că ne mai, cum să zic, trebuie mereu să ne adaptăm situațiilor noi, asta face parte tot din antreprenoriat. Că și eu am făcut multe schimbări în tot parcursul ăsta. Ziceam, am început pe parte de manufactură, am lucrat cu adulți, apoi am început să lucrez cu copii și acum urmează și alte lucruri care n-au legătură cu cele din spate, dar cumva s-au legat și așa ăsta a fost parcursul. Deci să ne întoarcem la Roxana de atunci cu demisia în mână. Ok, mă apuc de caligrafie, iau lucrurile mai în serios, că asta este visul meu. Știa Roxana de atunci, ai spus, cu felul ei de a fi, cu toată intuiția, care de fapt intuiția ce este? Experiența din spate pe care o lăsăm să vorbească, da? Știa, gândea Roxana atunci câte uși se vor deschide, profesor, caligraf, o colaborare permanentă cu o școală și încă multe alte lucruri, da? Clar nu mi-a trecut prin cap. Știam că o să reușesc, dar nu știam cum exact se va întâmpla asta. Nu a fost, știi, poate prietenii mei în general au impresia că la mine totul e zen. Nu e chiar atât de zen. Toate astea vin la pachet cu dificultăți. Dar tot zic de adaptabilitatea asta. Trebuie să iei în firea antreprenorului să se adapteze. Știi, dacă nu ești o persoană adaptabilă în antreprenoriat, nu prea izbătești. Rămâi angajat. Da, chiar e o vorbă, nu? Nu vrei să fii nu ești flexibil și adaptabil, rămâi angajat. Dar haide de dragul exercițiului. Cum a fost posibil? N-ai știut că vin toate adică n-ai știut cum, dar ai știut că vor veni. Ei, cum au venit? Cumva aveam un plan conturat. Știam că vreau să încep să fac cursuri de corectare a scrisului de mână pentru copii, pentru școlari. Intenția era deja transmisă acolo în univers. Știam că dacă rămân angajat, nu am cum să fac asta, pentru că asta ar fi însemnat să lucrez în weekend alte 8 ore pe zi, lucru pe care nu mi-l doream. Și atunci am zis, ok, hai, în prima lună posibil să nu am full, da? Și să, nu știu, poate să ajung la salariul pe care în capul meu oricum era, n-am cum să câștig mai puțin decât câștigam dincolo. Era din start. Dar asta venea cumva și eu aveam un pic de experiență, adică totuși am mers în paralel 3 ani cu job și pasiune, de fapt era un mic business și atunci, îl numeam eu, iar înainte de cei 3 ani au mai fost 2 ani în care am făcut doar partea asta de manufactură, doar că atunci, atenție, nu obținusem independență financiară, era imediat după ce îmi terminasem facultatea, mă susțineau financiar părinții. După cei 2 ani de antreprenoriat așa orbește, m-am angajat, am mers în paralel 3 ani, adică eu în ăștia 5 ani, de fapt, au fost mai puțin de 5 ani, dar am mai testat lucruri și aveam așa o oarecare imagine de ansamblu. Dar știam că dacă îmi dau demisia, probabil din următoarea lună o să câștig minim salariul pe care îl aveam la fostul loc de muncă. Și eram conștientă că ușor, ușor lucrurile aveau să se dezvolte astfel încât la un moment dat să fie mult mai bine de atât. Adică a fost cu asumare. Am zis, în lunile următoare nu mai cumpăr prea multe haine, nu mai fac cine știe ce alte cheltuieli care
nu sunt neapărat necesare, mă strâng așa un pic încât mai târziu să-mi fie bine. Mă bucur să aud că ai avut un plan, pentru că multora ne lipsește planul, mai ales la început. E multă pasiune, dar nu este un plan. Uitați ce important e, măcar un plan să am. Ok, am testat 5 ani, plec la, am un prim produs, e un produs de manufactură, da? Pot să fac niște lucruri pentru alți oameni, iar pentru asta voi fi plătită și pe urmă văd eu cum scalez din treaba asta să ajung la cât mai mulți oameni. Spuneam înainte să dăm drumul înregistrării că unul din scopurile mele, și este evident că fiind aici o miniserie, în fiecare episod cumva am reiterat ideea aceasta, există două sau trei modalități de a face branding personal. Una este dacă ești un profesionist care produce produse finite, manufactură, cum spune Roxana, și aici, indiferent că avem un magazin de mobilă și importăm mobila din China, din Coreea, din Japonia și este din fibră de bambus sau din Cehia, nu contează, putem construi brand personal ca un curator, dacă vreți, al mobilierului din bambus. Elucubrez acum, dar întotdeauna exemplele astea sunt cele mai grăitoare. Putem la fel de bine construi brand personal dacă, iată, facem cursuri de caligrafie, care nu sunt un produs finit, omul nu poate pune mâna pe ele, sunt ceva mai puțin fizic și există și varianta cea mai bună și te felicit că ai ales-o, în care le combin pe cele două. Rămâne și ceva de manufactură, ceva ce oricând pică zona de servicii este cerut. În același timp, devenim o economie a serviciilor și succesul micilor antreprenori nu va mai fi de manufactură, va fi mai ales în zona de servicii și manufactură, adică n-ar trebui să se excludă ele două. De ce? Pentru că zona de servicii crește valoarea produselor create de persoana respectivă, de compania respectivă și așa mai departe. Dar aici intrăm pe teren minat, Roxana. Nu era simplu să scrii tu, să inscripționezi niște căni, fără să-ți arăți chipul, fără să stai să-ți bați capul să motivezi oamenii? Nu e mult mai greu să fii profesor și să faci postări educative și să le explici oamenilor de ce să vină la un curs? Nu era mai simplu să desenezi ceva, puneai în pachet și venea curierul și îl trimiteai la client? Ba da, era mai simplu. E greu să faci brand personal, dar îmi este mai simplu acum când vând servicii, pentru că mă aleg oameni cu aceleași valori și îmi este foarte ușor să lucrez cu ei. Părinții care mă aleg să lucrez cu copilul lor sunt părinți cu care am minim o trăsătură în comun. Dar minim. Sunt oameni cu care am impresia că mă știu de o viață întreagă și nu mai e nevoie să educ între ghilimele și părintele și copilul, pentru că funcționăm normal așa. Da, era mai ușor să dau niște eduri plătite acolo, mergeau, nu mergeau, probabil că vindeam pe bandă rulantă produsele astea personalizate, dar pe termen lung, eu am o chestie, știi, eu îmi doresc foarte mult copil. Nu acum, dar îmi doresc și mereu m-am gândit, băi, eu nu pot să stau să fac toată ziua să bibilez lucruri, că mi se naște copilul și eu nu mai produc, adică ce fac atunci, știi? Și am simțit mereu nevoia asta de a, nu neapărat de a automatiza ceea ce fac, să-mi automatizez toată activitatea, dar trebuia să am și ceva sigur, știi, acolo. Și uite, acum cu online-ul și cu cursuri înregistrate și așa, prins un pic curaj și lucrurile se liniștesc din punctul ăsta de vedere, pentru că altfel toată, îmi rupeam mâna, eu nu mai aveam pâine, știi, luna respectivă sau lucruri, poate că exagerez, dar trebuie să le luăm în calcul și fix asta este realitatea și așa am și gândit. Și ai gândit foarte bine, pentru că să nu mai fie businessul 100% dependent de tine. Când businessul e 100% dependent de noi, nu e scalabil. N-avem cum să creștem. E foarte bine să fie dependent de noi la început, pentru că așa testăm foarte mult. Ne creștem propria capacitate de gestionare a situațiilor. Avem cazuistică multă. Când tu ești implicat până peste cap acolo în business, lucrezi cu o grămadă de tipuri de personalități, cu o grămadă de spețe, da, cu o grămadă de situații. În felul ăsta se întărește mușchiul interior al rezilienței, inclusiv al cerutului de preț corect. Ne crește valoarea. Dar nu putem rămâne acolo, că e ca și cum am pune capacul ăla pe oala cu presiune. Tu trebuie să fii implicat în ace, brice și carice, în tot ce face business-ul tău, în cele mai mici detalii, pentru că apare oboseala, pentru că nu putem crește așa. Nu asta e un business scalabil. Și atunci e normal și bravo că de la început tu ai știut, hei, vreau un copil, când va veni,
am nevoie să fiu liberă, puțin degrevată, să fiu de succes în business, dar să nu depindă tot businessul de mine. Aici intrăm în meandrele conversațiilor despre business antreprenorial bine făcut, pentru că eu cred că în România, cel puțin din ce observ eu, discuția e polarizată. Fie ne uităm la mari antreprenori cu parcuri industriale, cu povești din astea, cu investiții pe bursă, cu fonduri care au venit și au garantat pentru ei și au investit și cu mari magazine de retail unde intri și o experiență și antreprenorul mic ca noi stă și spune nu o să ajung niciodată așa, dacă ăsta este standardul, niciodată nu o să am asta. Sau există antreprenorii de mici dimensiuni, cum spun eu, cu afaceri de mici dimensiuni, care lucrează mult pe gratis. Deci nu o să pot niciodată să am parcul logistic sau industrial pe care l-are X. Eu lucrez mult pe gratis, eu nu sunt pe modelul fabrică, sunt așa mai inimos, fac mult pro bono, lucrez și o oră pe zi, că trei ore stau și mai scrollez pe Instagram și așa mai departe. Și observ polarizarea aceasta, care nu e bună de nicio parte. Sigur că există pădure și există și uscăciuni, dar pentru fiecare model pe care îl discutăm există și o contrareplică, dar nu despre asta e vorba. Eu zic că e bună calea de mijloc. Să ne comportăm precum cei care deja sunt acolo, dar să nu uităm ce e important pentru noi și dacă nu pot să dau un business-ului mai mult de 4-5 ore pe zi, să nu pretind de la mine că pot să fac asta. Dacă eu vreau din start să nu fiu implicată până în cap, să nu fac din asta o vinovăție. Vai, ci, exact cum ai spus, să caut moduri, nu, să mă extrag pe mine, să nu fiu prezent acolo mereu și să nu fie business-ul dependent de mine. Ai vorbit despre business-ul de manufactură, care mai e doar 10%, dacă am reținut bine. Și 90% sunt cursurile. Cum ai ajuns tu să faci cursuri pentru copii, pentru adulți? De unde e cerere? De unde iei oamenii ăștia? De unde? Mi-am făcut site-ul, am schimbat tot. Adică mi-am redenumit toate conturile pe toate platformele, pentru că sunt peste tot, și mi-am făcut site-ul. Și oamenii au venit, știi? Câte doi, de la ei doi au mai aflat alți doi și tot așa, dar acum foarte multe mail-uri și cereri de colaborare intră pe site, din formularul de înscriere de acolo. Am întrebat și eu de curiozitate, dar cum ați ajuns la mine, știi? Și toți mi-au zis, păi am dat pe Google cursuri pentru copii caligrafie sau cum au scris ei și așa am ajuns la tine. Deci site-ul a făcut minuni. Și pe lângă asta, prezența în social media, că mi-intră și din Instagram și mai puțin din Facebook, dar și de acolo. Și de acolo am încheiat așa parteneriate. Unele parteneriate pe Instagram mi-au venit și pentru branduri foarte mari, adică nu neapărat pe site. Știi, eu te aud mereu pe tine spunând asta și chiar confirm. E important să fii peste tot, pentru că de peste tot îți vin clienți. Asta aviz amatorilor care spun, eu nu am clienți pe Instagram, ai mei stau toți pe LinkedIn sau ai mei nu stau deloc pe LinkedIn și stau toți pe Facebook. Branduri diferite au de obicei clienți pe toate rețelele, efortul de a ajunge la ei mi se pare greu și atunci e mult mai confortabil să spui mie nu mi se potrivește, eu doar cu acolo aș avea succes. Te-am auzit vorbind despre importanța SEO. Da, avea un site bun și oamenii să te găsească pe baza unor cuvinte cheie, să apari în prima pagină de căutări ca să vină să-și aducă copiii la cursuri sau să se înscrie ei la cursuri. Și ai pomenit și de Instagram și de Facebook și de faptul că ești prezentă acolo. Cum e pentru tine să fii prezentă pe rețelele sociale și pentru succesul tău? Recunosc că am perioade în care fac pauze de câteva zile în postări, să zic. Dar se întâmplă așa atunci când am eu foarte multe proiecte în derulare, uneori mai fac postări din timp și le programez, dar mi se pare nu important, nu poți altfel, adică dacă nu ești prezent, nu e suficient să ai doar site-ul. De ce? Pentru că pe site-ul poți să postezi doar niște, uite, poți să mă leg de partea de feedback. Poți să-ți scrii tu și nu te verifică nimeni că e real, că e real. Însă pe social media, pe Instagram, ai comentarii de la clienți, ai răspunsuri în stories pe care le poți captura și reposta. Ești mai autentic dacă ești și colo și colo. Și cred că
Nu e ușor să fii peste tot. E un efort să, și să vorbești despre tine și să fii vulnerabil și să fii așa cum ești în viața de zi cu zi, deși pare simplu, nu e chiar atât de simplu. Că asta vine la pachet cu toate, nu suntem perfecti, știi? Trebuie să vorbești și de cât de drăguțe ești, dar să zici și partea cealaltă, mamă, ce acritură sunt, știi? Iar asta e partea, nu e plăcut, iar asta e partea de care se tem cei mai mulți dintre cei care ar vrea să înceapă, dar nu încep, teama asta de a fi văzuți așa cum sunt, teama de autenticitate, fără să știe că, de fapt, autenticitatea vinde. Clar, da. Cum e pentru tine? Pentru mine e simplu că eu am fost mereu așa mai deschisă și e testat că a fi, adică mi se întâmplă, nu rar, mi se întâmplă des ca... clienții mei și sunt clienți recurenți, adică au cumpărat de la mine odată sau au beneficiat odată de produsul meu și sunt acolo de ani și ei, adică acum avem o altfel de legătură, să zic, mai vorbim și altele și mulți zic că m-au ales pentru că le-a plăcut fie ce am povestit la un moment dat despre nu știu ce subiect, fie nu știu, că mă îmbrac în roz, dar vă dau niște exemple banale, dar dacă oamenii nu te văd, hai, nu zilnic, dar de câteva ori pe săptămână și nu doar la birou vorbim despre uite ce a făcut azi elevul meu before and after și chestii din spatele afacerii, să zic, chestii pe care le faci în weekend, ce citești, pe unde mergi, ce îți place, ce nu-ți place, se creează chimia aia și lor le este mai ușor să te aleagă și ție ți este mai ușor să lucrezi cu ei. Foarte adevărat. Și tocmai ai descris... cum să-i spun, rețeta, ingredientele ideale ale brandului personal. Da, tehnic trebuie să fii foarte bun. Nu poți fi mediocru, nu poți apar și să zic, hei, sunt un brand excepțional, fac treabă mediocră. Dar nu este suficient să fii doar foarte bun tehnic, pentru că e plină țara asta de tehnicieni în orice domeniu, de la yoga, la caligrafie, la coaching, la psihoterapie, la orice, e plină țara de tehnicieni, pentru că terminăm aceleași facultăți, mergem la formări, la acreditări, la aceleași cursuri, piața e globală acum. Discutam săptămâna trecută cu cineva, o clientă care spunea că nu i-a venit să creadă că s-a înscris la un curs în Singapore și a mai este, domnule, un român acolo. Și ce interesant, fără să fi știut, da? Zice, nici nu e pe fusul nostru orar, e și pe un subiect din ăsta de mindfulness, nu credeam că e atât de multă lume interesată. Ei, ce crezi? Nu mai este suficient să fim doar buni tehnicieni, dar trebuie să fim buni tehnicieni. Însă e o condiție, cum era aia, importantă, dar insuficientă. Suficient și important este când sunt și bun tehnic, abil, am abilitatea să livrez ce promit că voi livra tehnic, dar mă conectez și personal cu audiența. Iar a te conecta cu audiența în ziua de azi nu înseamnă a fi perfect, nu înseamnă a preda lecții ca o doamnă profesoară, da, fără emoție și fără empatie, ci a te conecta înseamnă fix asta, a mă conecta, iar noi ne conectăm prin povești, prin ceea ce ne iese și ce nu ne iese. Deci un brand personal bine făcut este tehnic, pot să livrez ce doresc să-ți livrez și ce-ți promit, dar în același timp mă și conectez cu tine la nivel uman. Partea asta de poveste. Scuză-mă că te-am... Da, te rog! Am simțit nevoia să intervin pentru că partea asta de perfecțiune pe mine m-a bântuit așa o perioadă, în sensul că din copilărie eu n-am avut voie să greșesc. Eu a trebuit să fiu mereu, de când eram foarte mică, perfectă, să fiu un copil cu minte și atitudine de adult. Nu am avut proiect... Dacă te întâlnești cu mine la magazinul de la colțul scării, pe mine nu o să mă vezi niciodată nearanjat. Asta e partea bună din perfecțiunea asta care mi s-a implantat așa din copilărie. Partea proastă e că în diferite aspecte ale vieții nu e ok, deloc ok. Mi s-a întâmplat când eram, mă rog, acum ceva ani, să zic acum 2 ani, ziceam că există aceste persoane care se trezesc ei așa de nu știu de unde să conteste profesionalismul tău, ei, fără ca ei să fie intrat în contact cu serviciile tale vreodată, oameni, cum să zic, pregătiți, uite, mă refer acum pe partea de caligrafie, oameni pregătiți în ale caligrafiei, în România
Nu suntem, da? Și ziceam acolo că ei contestau că, ei, dar ce caligrafie e asta? Că cine-i roctă? Nu vezi tu și asta că nu e la nu știu câte grade acolo? Pentru că nu am suportat că eu am fost crescută cu ideea asta de a fi perfect în business și în tot ceea ce fac în momentul ăsta, nu există ideea asta de perfecțiune și am fost mereu, zic eu, rebelă. Adică oamenii care vin să lucreze cu mine nu vor să facă opere de expus la muzeu, opere caligrafice de pus la muzeu, să mergem să le admirăm acolo. Și nici alea n-ar trebui să fie perfecte, că vorbim despre un domeniu creativ. Am dreptul să fac cum vreau eu. A, că a zis Xulescu în 1900, toamna, că tușa trebuie să fie la un anumit unghi. Ok, îl respecte Xulescu, dar eu nu-i practic metoda. Adică ceea ce fac eu, așa este din mâna mea, nu sunt perfectă, nu-mi doresc să fiu perfectă. Și pe mine m-a marcat, ziceam, situația asta, pentru că eram oricum pe teren așa instabil, eram la început și la un moment dat stai să te gândești, bă, da, poate că are dreptate, știi, poate cine m-am trezit eu acum la 20 și un pic de ani să ce să fac, știi? Adică trebuie să fii conștient de faptul că perfecțiunea în... De fapt, perfecțiunea nu există, de fapt, nici pe plan personal, nici pe plan profesional. Ea nu există, chiar dacă unii dintre noi tind așa spre ea. Dar în ceea ce mă privește, a fost... Eu din start că nu vreau să fac lucrurile perfecte, doar că cei din jur au luat-o altfel și acolo a fost așa o situație ciudățică, dar m-a ajutat tot felul meu de a fi, să ies din ea. Și cred că ne ajută foarte mult practica. E așa sau nu e așa? Da, pentru că, uite, din ambiția asta de a demonstra că, hei, stai că nu e chiar așa, am început să investesc în cursuri. 700 de euro pe un curs cu nu știu ce caligraf din America, nu știu care. 300 de euro, 500 de euro, 200 de euro, 100 de euro. Știi? A fost așa un moment în care se duceau euro pe niște cursuri tocmai pentru a demonstra, stai mă că eu pot și uite cu cine fac eu caligrafia. Adică nu mai spune că nu pot, că eu de fapt pot. Ce crezi, m-au ajutat? Pentru că pe mine cel mai mult în momentul ăsta, adică am ajuns să am rezultatele pe care le-am cu copiii, tocmai din experiența pe care am acumulat-o într-un an și jumătate, calculasem că am vrut să postez pe site, calculasem câte ore am lucrat unul la unul și mi-au ieșit peste 2400 de ore doar în ultimii 2 ani. Dar cei 5 dinainte, îți dai seama că te apropii, da, de nivelul de măiestrie, de minunatele 10.000 de ore, în care după 10.000 de ore oricine e considerat maestru în ceea ce face. Nu pentru că are 3 creiere, ci pentru că a investit atât de mult timp încât a rafinat acolo o metodă. Super și atât de tânără. Da, încă ești un om tânăr, îți dai dacă seama ești câți tânăr, ani... nu ai voie să știi să faci performanță. Nu știu. Trebuie neapărat să ai peste 50 de ani ca să poți să fii bună în domeniul în care activezi. Asta e gândirea firească a generației părinților noștri, a generației bunicilor noștri, care, da, pentru ei piața muncii așa a arătat, succesul însemna să fii statornic, să nu te pensionezi decât din același loc de muncă la care ai venit 30-40 de ani, unde sigur că învățai proceduri, procese și standarde de operare pe din afară. Dar în piața muncii acum, generațiile principale, generația millennials și cea de Z, da, generația tânără, mai stau câte 3-4 ani la același loc de muncă și schimbă locul de muncă. Și în antreprenoriat funcționează la fel, prieteni. 3-4 ani mai facem doar aceeași nișă, iată dovada vie, și după 3-4 maxim schimbăm ceva, pentru că e, da, e din modul în care suntem construiți, din multitasking-ul și din fast forward-ul prin care trăim în ziua de azi, nu e nimic în neregulă cu noi. Și atunci ce vreau să spun este că, de fapt, modul vechi de a face business nu mai e neapărat adevărat azi și aplicabil. Și automat modul vechi de a face marketing și vânzări nu mai este automat și aplicabil astăzi. Nu ai nevoie să ai 50 de ani ca să ai niște 10.000 de ore de măiestrie, dar ai nevoie, indiferent de vârsta fiziologică pe care o ai, să investești timp. Pasiunea nu e suficientă, ai nevoie să practici. Și nu întâmplător am vrut să vorbim un pic, să deschidem așa cutia Pandorei a perfecționismului, pentru că perfecționismul este până la urmă ego și este frică,
Da? Frica de a fi văzut cum sunt cu adevărat și atunci creez o imagine perfecționistă a mea în care totul trebuie să fie la mustață, nu cumva să se întâmple să vadă cineva că nu sunt bun. El ține în loc foarte mulți oameni care ne ascultă și urmăresc de obicei Personal Brand Podcast, nu știu pentru că am eu trei creiere, ci pentru că mi se lasă și mie feedback. Și eu spun așa, cât timp o să stai la tine pe canapea sau la birou și o să faci plan peste plan pe hârtie, nu faci decât să hrănești perfecționistul și să te menții în zona aia de confort în care îți pui singur am dreptate să nu încep, am dreptate să nu fac. În momentul în care începi să practici, iată, observ că munca ta nu trebuie să fie perfectă. Pentru că nici clienții tăi nu sunt perfecti. Pentru că ne conectăm la nivel de valori, inimă la inimă și atragem oameni ca noi. Și pentru că perfecționistul atrage perfecționiști și obosești dacă în business, mai ales în zona de servicii, lucrezi cu mulți perfecționiști veșnic nemulțumiți de munca lor. Nu ai cum să-i deservești. Că practic ei niciodată nu o să fie mulțumiți de dinamica, de rezultate și așa mai departe. Da? Deci antidotul este să începem. Așa cum tare frumos spunea și Ioana Crișan în primul episod din miniseria aceasta, ce sfat le-ai da oamenilor care se apucă astăzi de brand personal sau încă oscilează, să mă apuc, să nu mă apuc de la anul, din decembrie, din ianuarie, din februarie, o mai las, mă mai gândesc, ce le-ai spune? Să fie autentici, e o chestie care pe mine mă... Nu știu, cred că ar trebui să cuprindă mai multe lucruri, să fie autentici și creativi și să... Uite, acum dacă mă gândesc doar la domeniul meu, cel al caligrafiei, suntem mai multe acum care facem caligrafie și există ideea asta de a te inspira de aici, de acolo. Și eu mă inspir în produse, că mai văd, nu știu, văd la tine acum pe raft un obiect și cine știe, îmi vine să personalizez racheta lui Andy, știi? Și mâine apare racheta lui Andy și la cineva. Dar da, mai schimbă-i ceva, știi? Mai pune o antenă, habar n-am, fă-i ceva. Cred că și ăsta a fost un exemplu care se pliază doar pe partea asta a noastră de produse caligrafiate, dar dacă ne referim pe parte de servicii, sfatul meu ar fi acesta. Cum ai zis tu, să nu stea să analizeze fiecare chichiță, dar în același timp nici să nu apară cu o chestie așa mediocră și, știi... Fac și eu ce face toată lumea, de ce nu am succes? Da, cred că e fină limita aici, dar dacă ești profesionist, nu cred că, nu cred că ai cum să dai greș. Trebuie să aibă curajul să facă ceea ce își doresc, să fie autentici și să fie vulnerabili. Pe mine m-a ajutat enorm vulnerabilitatea. Culmea. Enorm. Culmea, da. Dar e un fenomen atât de interesant pentru că acum sunt foarte la modă, iată și motivul pentru care ne vedem și video azi și înregistrăm, podcasturile filmate sau videopodcasturile sunt foarte la modă, acolo pentru că se vorbește liber, se pot tăia niște calupuri care devin foarte inspiraționale, virale, pe TikTok, pe Instagram, da, acele mini short-uri, reels-uri sau cum vrem să le spunem și te uiți la unul, eu le dau unora replay de 4-5 ori pentru că mesajul e atât de valoros și omul era în fluxul creativ, se vede că spunea ceva foarte important și wow, câtă energie mi-au de acolo. Deci este momentul podcasturilor filmate. E momentul în care noi putem învăța de la oricine. Ești de acord că putem învăța de la oricine? Și în aceste podcasturi, care e succesul acestor podcasturi? Tocmai vulnerabilitatea. Ce ne place atât de mult? Că nu este ca un, nu știu, ca o lecție, știm bine să zic, un lecture de la universitate, ajută-mă tu, o comunicare științifică. Ne adunam în aula facultății și se comunica științific de pe scenă, venea un profesor, tu citea ceva extraordinar. De ce au succes toate aceste podcasturi? Și știu că ne ascultă oameni care își doresc un video podcast pentru ei și vor foarte mult succes și deja au și o listă cu invitați. De ce ar avea succes podcastul cu acel invitat? Că apare povestea, apar nu poturile, apar momentele astea în care eroul, invitatul spune, simțeam că nu mai pot, că mi-a fost teamă, că mi-a fost frică, iată. Apar discuțiile astea despre ce a făcut familia pentru mine și bine și rău, pentru că nimic nu este perfect în viață. Vulnerabilitatea, mi se pare că vulnerabilitatea va crea noi business-uri. Abilitatea asta de a veni și a spune, hei, nu sunt perfect. Cât e de tare treaba asta? Să poți să faci business cu asta. Nu asta e succesul videopodcasturilor actuale. Sigur că unele sunt pe filonul amuzant și se râde foarte mult, dar tot pentru că persoana care vine și spune e amuzantă în sine și povestește niște lucruri care nu i-au ieșit sau niște întâmplări din astea de zici. Nu se poate să trăiești așa ceva. Cât de importantă este vulnerabilitatea? E nevoie de multă conversație despre vulnerabilitate și mai ales în zona antreprenorilor cu afaceri de mici dimensiuni, care cred
că totul trebuie să fie perfect, care cred că trebuie să factureze din prima lună 50.000 de euro și din primul an 100.000 de euro, pentru că dacă nu, nu au succes. Adică nu sunt de succes. Cred, nu știu. Ce știi tu azi sau ce nu mai crezi, Roxana? În primul rând știu că nu contează, adică poți să lucrezi 10 ore pe zi, 7 zile pe săptămână și să ai X rezultate, sau poți să lucrezi 4 zile pe săptămână, maxim 6 ore pe zi, să faci doar ceea ce îți place, să lucrezi doar cu cine îți dorești să lucrezi și să fie mult mai bine de atât. Ce am învățat eu și de la tine în special, am învățat să spun nu. Acum, gândindu-mă la asta, mi-a venit în minte un episod recent. M-a sunat cineva, avea o fetiță, eu nu mai am locuri disponibile acum și a insistat foarte tare. Te rog, Roxana, stătea, eu lucrez undeva central, doamna era din Otopeni. Te rog, Roxana, uite, mă strâng eu, fata fetiței mele și așa, făcuse un grup de 4. Te plătim dublu, îți plătim Uber dus întors, dar te rog, vino să lucrezi după ora 6 cu noi, că doar atunci putem. Măi, am zis, nu neapărat cu ușurință, dar am zis, nu pot, pentru că promisiunea mea făcută în momentul în care mi-am dat demisia a fost următoarea. Nu mai lucrez mai mult de 8 ore pe zi, iar cele 8 ore pe zi doar în situații din astea excepționale, uite cum e perioada asta în care lucrez la o chestie nouă și am, adică știu că e un efort mare pe o perioadă mică de timp, dar o fac pentru că urmează să fie mai bine în perioada următoare. Și ea tot a zis, dar te rog, dar mai mult îți dăm, numai să vii. Și am zis, nu pot să vin, nu pot, nu e vorba despre bani, că ea tot încerca să mai pună, poate ne aude acum și o zic cu toată, știi, sinceritatea și cu toată dragostea, că nici nu știam cum să mai manageriez situația, că ea tot mai zicea, dar uite, mai dăm și atât, dar uite, poate îl trimitem noi pe cineva să te ia, dar... Și am zis, nu e despre bani, e despre faptul că eu lucrez de la, când putea ea, de la ora 9 dimineața și eu nu pot să lucrez până la ora 20-21 și să ajung acasă la 22, că nu e despre bani. Și nu o să mai vin din plăcere și nu o să mai avem rezultatele pe care ni le dorim. Și asta am învățat, că trebuie să lucrăm, nu neapărat mai puțin, că nici acum nu pot să zic că lucrez puțin, lucrez poate că la fel de mult, dar știu că în timpul ăla pe care îl petrec lucrând e cu un scop, are un scop, știu să spun nu, adică știu să refuz atunci când trebuie să refuz și m-a mai ajutat foarte tare nișarea, pentru că mie acum îmi zic prieteni de-ai mei foarte apropiat, dar de ce nu mai faci și produsul cu tare, că nu mai știi ce vânzări ai avut și zic, băi, nu te mai băga aici în oala mea, că nu vreau să mai fac de toate pentru toată lumea, chiar dacă asta înseamnă bani mulți în plus, că nu e despre asta, e vorba despre mine, cum mă simt, psihicul meu, adică nu mai am psihicul necesar să fac de toate pentru toți. Am râs și... cu lacrimi, efectiv, am râs pentru că am și o astfel de prieteni, da? Care, uite, îmi dau lacrimile de râs. Auzi, dar tu de ce nu faci asta, că o să devii milionar? Din perspectiva lor, lucrurile par mult mai simple. Ziua mea ar trebui să aibă cam 40 de ore ca să fac tot ce spun ceilalți și până la urmă noi facem doar ceea ce simțim că ne face nouă plăcere să facem. Degeaba ne spune altcineva că vai de mine, dar de ce nu faci aia și cealaltă din perspectiva sa? Păi pentru că m-am gândit și eu la asta, dar nu e pentru mine și asta e ok. Să nu fie pentru mine. Mai devreme cu nu, simt eu nevoia să punctăm importanța de a avea limite, de a fi asertivi când devenim antreprenori. Și iar nu mă refer la antreprenorii care din prima își permit o investiție foarte mare și o echipă de consultanți și care creează parcul logistic. Eu vorbesc în general cu micii antreprenori, cu antreprenorii la început de drum care abia reușesc să facă 1.000-2.000 de euro în prima lună, ca pe urmă să crească. La început, a spune nu e mai valoros decât a spune da. Pentru că dacă spui da oricărei oportunități, tu nu ai timp să-ți creezi business-ul. N-ai cum să ajungi la cei 20.000 de euro pe care îi dorești pentru tine, pentru că rămâi prins acolo în astfel de excepții, cum tocmai ne-ai povestit tu. Și atenție mare, prieten, la câte excepții sunt în business-ul vostru, mai ales la început de drum. Pentru că excepțiile astea, de fapt, ascund în spate multe lucruri din trecut pe care ați zis că n-o să le mai faceți, dar continuați să le faceți. Și acceptând excepție după excepție după excepție în business, lasă că lucrez și pro bono, lasă că lucrez și cu vărul nu știu care, lasă că lucrez și cu părintele care mă sună sâmbătă de la 12, obosiți.
nu sunteți foarte profitabili și mai ales nu aveți impact și atunci nu putem scala business-ul ăsta. Business-ul făcut numai în bază de excepție la excepție și încă o excepție nu poate fi scalat. Nu aveți timp să scalați, nu aveți cum, nu sunt nici banii, nu e și know-how-ul, pentru că se lucrează doar pe excepții. Sunt pentru a face excepții, am făcut o mulțime de excepții, slavă Domnului, dar controlat, nu toate odată, business-ul pe o lună să nu fie excepție după excepție și mai ales la început. Deci la începutul ăla când am stat pe bară, pe, cum spun eu, la mantinelă, n-am intrat să joc și m-am uitat, ar fi pentru mine business-ul ăsta, cine e pe aici? Atunci da, am făcut și eu excepții ca să îmi creez cumva niște idei, să avem acele, am idee cum fac. Dar pe urmă când din asta spui, cum ai spus tu, doar din asta voi trăi și voi munci, nu mai putem opera cu excepții. Da? E nevoie, apropo de conversația de vulnerabilitate pentru a avea succes și a face bani, prin simplu fapt de a vorbi și despre ce nu știm încă să facem, la fel este nevoie și despre a învăța tot mai mult despre cine suntem, ce ne place și nu ne place să se întâmple în business-ul nostru, ce vrem și nu vrem să se întâmple și mai ales ce e permis și ce nu este permis în lucrul cu mine. Da? Și mai ales când lucrez cu clienții în unul la unul, adică uite, într-un cadru din acesta mai intim, nu de grup, și spun lucrul ăsta, ia o hârtie și împarte în stânga, ce e permis în lucru cu mine, în dreapta, ce nu e permis. Păi eu ce e permis? Cum? Că eu vreau bani, că eu vreau mulți clienți. Ne e frică? Nu știm să setăm limitele acestea care sunt foarte valoroase. Deci te felicit că spui nu și sper ca oricine ne ascultă să vadă valoarea în a spune un nu. Un nu spus la timpul potrivit este un da spus cui trebuie. Nu ne face răi, nu suntem vinovați de crime împotriva umanității, nu lăsăm oamenii pe drumuri, da, dar eu am o conștiință. E minunată conștiința aia. E grozavă, fă business etic, dar nu veni să fii Dumnezeu. Nu cere de la tine să fii mai mult decât ce poți fi. Și astfel de clienți, astfel de părinți, astfel de profesioniști care vin către noi și vor să lucreze cu noi, se spune că dacă vor cu adevărat, într-o zi, când ai un program de grup, când ai un webinar, iată, când ai ceva, pot veni și lucra cu tine dacă asta își doresc cu adevărat. Așa foarte este, interesant. Da. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi în podcast să povestești varianta ta de a face brand personal. Îți mulțumesc eu pentru invitație. Eu, sincer, mă simt, e o onoare pentru mine că sunt azi aici și sunt aici, poate pare clișeu și eu te-am tot zis de-a lungul timpului, sunt datorită ție, pentru că dacă nu te întâlneam în momentul ăla și dacă nu făceam pasul ăsta de la, să-i zic, brand de produs la partea de servicii, de brand personal, probabil că în momentul ăsta eram un angajat sau probabil că aveam un alt business, dar cu totul și cu totul alt domeniu și ar fi fost păcat, pentru că asta e ceea ce îmi doresc și deși am început așa dintr-o ambiție, nu i-aș zice prostească, că eu sunt de părere că nimic nu e întâmplător în viață, putea fi altfel, știi, parcursul meu. Îți mulțumesc și primesc cu recunoștință, dar eu ce fac pentru tine sau ce ți-am spus ție mai corect? Am spus-o multor oameni care încă n-au trecut la acțiune și atunci tu ai făcut totul, tu îți faci posibilă propria realitate, bravo ție că ți-ai dat voie să cauți soluții atunci. Bravo pentru înscriere, ai vorbit de mai multe formări și acreditări pe care le faci și cursuri. Bravo ție că ești elevul etern și că nu te-ai oprit din învățare, pentru că până la urmă și cursurile de brand personal sunt tot un proces de învățare. Învățarea este transformatoare pentru cei care aplică ce au învățat. Pentru cei care se opresc doar la procesul de învățare, nu prea transformă nimic. Deci bravo că aplici și că apari, știi, că pui în practică ceea ce înveți de la mine și de la oricine altcineva. Eu sunt un om al acțiunii și cred că succesul meu e pentru că acționez, pentru că toți citim, toți ascultăm podcast-uri în ziua de astăzi, de undeva ne luăm cu toți informația, că nu suntem separați într-o bulă. Dar de ce unii au succes? De ce unii pot câștiga, iată, în prima lună de antreprenoriat, mai mult, aproape dublu față de cât câștigau înainte cu salariu fix și puțin antreprenoriat? Acțiunea. Putem citi o grămadă și este foarte bine să o facem, iar e o condiție esențială să ne trăinuim, cum zicem noi, da? Să facem propriul training, dezvoltarea personală. Dar dacă nu-i calată pe acțiune, sunt doar niște vorbe, niște intenții lansate în univers absolut utile, însă insuficiente ca să ne aducă și profitul și tot ce mai vrem noi pentru noi în business. Dacă ar fi să spui într-un cuvânt, care e cel mai mare beneficiu pe care ți l-a adus brandul personal și ai vrea să-l experimenteze și cei care ne ascultă?
ai vrea să aibă și ei parte de treaba asta de care ai tu parte acum. Care ar fi cuvântul acela? Mi-a venit acum în minte flexibilitate și stabilitate. Nu știu care dintre ele ar fi așa principal, dar ambele. Adică poți să faci, ai timp și ai resurse, poți să faci să jonglezi cum vrei tu cu timpul tău, astfel încât ție să-ți fie bine și la final de lună să fii mulțumit cu ceea ce ai produs, să zic, că până la urmă totul e despre asta. Adică în momentul acesta nu am nevoie de ceva, nu mă reține nimic să iau acel ceva. Și cred că, deși noi știi, românii în general, sunt așa un pic reticenți când vine vorba de bani și nu discutăm prea mult despre asta și mie mi-a plăcut mult că ai abordat în ultima perioadă acest subiect, tot pe despre bani. Visul meu cu un antreprenoriat a pornit de la ideea asta, vreau să am mulți bani. Dar făcuți în ritmul tău? Da. În stilul tău și pentru mine e atât de important și nu mă mir că ne apreciem și că ne-am găsit, știi, două stele care gravitează și la un moment dat se atrag. Pentru mine e atât de important să-mi respect propriile valori. Ajungi la o vârstă, ajungi în niște situații în viață în care, da, poți avea tot ce-ți spun prietenii că poți avea, dar capul ăla pus pe pernă cu anumită lejeritate. Abilitatea de a încuia o ușă și de a spune, e ok dacă nu trec pe aici, nu știu, câteva zile. Nevinovăția, dar lipsa sentimentului ăluia, nu dau muncii mele cât ar trebui, inclusiv să nu mai alerg precum zăpăcit, așa, business, da, tot. Ei, lucrurile astea, uneori, eu nu spun că permanent, pentru că asta ar însemna că nu mai vreau să cresc și ca și tine vreau să cresc, dar uneori, în anumite momente ale vieții, sunt mai importante toate lucrurile astea care par mărunte decât a avea cifra aceea de afaceri impresionantă pe care sunt sigură că o vom atinge, dar nu acum, că acum abia am început. Flexibilitate și stabilitate. Ce interesant! Cred că ar mai merita să mai facem cel puțin încă un episod în care să vorbim cum ai ajuns tu, Dumnezeule, să vorbești despre stabilitate în antreprenoriat, pentru că asta e cumva, toată lumea spune că în antreprenoriat niciodată nu o să ai stabilitate. Și asta e tocmai ceea ce vă spun eu. Cunoașteți-vă pe voi, dați-vă seama unde sunt punctele voastre puternice. Urmăriți niște trenduri, pentru că nu putem veni în ziua de azi să oferim niște servicii care nu mai sunt cerute. Deci uitați-vă la ce anume din cine sunteți și știți să faceți. Puteți oferi celorlalți, că e cerere de lucrul ăsta acum pe piață, și dați-i drumul și la treabă. Vor veni și bani, dar puteți să aveți stabilitate ca antreprenori și ca branduri personale. Deși pare contraintuitiv, se poate întâmpla lucrul ăsta, dacă învățați niște lucruri, dacă prindeți niște trenuri și dacă nu vă mai este frică. Eu zic să ne oprim aici pentru că am putea să continuăm discuția asta mult. Așa cum am spus în seria Shining Stars, mie ce mi-ar plăcea ar fi să ne revedem peste un an, peste un an și jumătate sau poate mai în puțin timp, să vedem unde te afli atunci, ce e posibil atunci pentru tine. Pentru că iată, în doar 2 ani, un an și jumătate, 2, câte lucruri s-au întâmplat pentru tine, să vedem în următorul an, că să vii să ne povestești ce anume s-a întâmplat. Avem așa o înțelegere? O facem? Da, da, da. Sunt sigură că o să am ce să povestesc, că ziceam că lucrez deja la asta și e cu totul diferit. De fapt, cu totul. Se leagă, dar e altceva. E next level, dacă vrei. Bravo! Nu cer detalii, dar abia aștept să devină realitate și în loc de o să fac, să poți să vii să spui am făcut și iată care sunt rezultatele. Învățarea teoretică este fantastică și omenirea n-ar putea să avanseze dacă nu ar exista atâtea facultăți, școli, toată învățarea teoretică. Însă suntem generațiile care învață pragmatic un om de la om. E la fel de valoros, cel puțin, ca învățarea teoretică. Nu trebuie să ne uităm doar la vârfuri, doar la oameni ca Elon Musk. Trebuie să ne uităm la oameni ca noi, că oricum și Elon Musk tot de la început a început când a început. Categoric. Dar hai să ne uităm și la oameni ca noi. Pe lângă tot ceea ce ne învață școlile, să ascultăm exemple de succes, de oameni care au reușit cu condițiile noastre, contemporani cu noi, cu problemele pe care le avem și noi, de aceea e nevoie să vorbim de vulnerabilități, da? În era asta economică, în țara noastră, cu cultura noastră, cu mindset-ul nostru, pentru că fiecare nație le are pe ale sale. Și atunci, cu atât mai mult îți mulțumesc că ai venit să vorbești astăzi, Roxana, despre povestea ta și lucrurile văzute din perspectiva ta, pentru că sunt sigură că dacă măcar 20 de oameni, 10 oameni ascultă episodul acesta și își iau din el ce au nevoie, tu ai fost astăzi cel mai bun profesor pentru ei. Mulțumesc mult de tot, Manu.
și pentru invitație și pentru tot ce m-ai învățat și pentru tot ce înveți pe toți cei care lucrează cu tine. Sper ca cei care ne ascultă să își ia minim, așa, minim o temă de gândire din acest podcast și să fie poate și un impuls să înceapă odată ce își doresc să înceapă de atâta timp și încă nu o fac. Și da, sper să ne, la următoarea întâlnire, să avem și mai multe subiecte de abordat. De-abia aștept, it's a promise, ne revedem curând înseamnă. Dar n-am terminat până când nu ne și descrețim un pic frunțile, ok, antreprenoriat și atâtea lucruri interesante de vorbit acolo, dar hai să o cunoaștem mai bine pe Roxana omul, da? Roxana, avem zile bune și zile care nu sunt cele mai bune, da? Cum te îmbărbătezi în zilele astea, care sunt mai grele? Oh, cred că în primul rând îmi zic că mai e puțin și trece și de obicei când zilele astea mai puțin bune sunt atunci când eu depun mai mult efort pentru a face, nu știu, de exemplu, în ianuarie renovez, da? Și acum e o perioadă mai aglomerată că am nevoie de mai mulți bani ca în ianuarie să renovez, să zic. Și mă motivez așa mereu cu finalul care ar trebui să urmeze din toată munca asta a mea, dar dacă ne referim la zile proaste de genul nu am rezonat cu anumiți oameni și mi-au dat stări proaste sau chestii de genul ăsta, eu nu prea pun la suflet, adică îmi vine ușor să trec peste momentele de genul acesta și când am așa situații din astea grave, de obicei seara merg la nepoțelul meu, care are 2 ani și jumătate și mi se șterge așa toată, mi se șterg situațiile astea neprevăzute din zi. Ce frumos! Deci joaca este cel mai bun antidot, dacă înțeleg, al unei zile mai puțin faste, să spunem. Ce interesant! Super! Când simți că ești tu cea mai bună variantă ta? Când este Roxana cea mai bună Roxana pe care o cunoaște? Sincer, simt asta în fiecare zi acum, pentru că în fiecare zi lucrătoare văd rezultatele copiilor cu care lucrez. Și faptul că ei vin aici și sunt așa, îi vezi că vin de drag și de... S-a creat așa conexiunea aia între mine și ei și în fiecare întâlnire cu fiecare dintre ei, eu simt împlinirea aia de plină că, băi, nu e degeaba. Adică, știi, le vezi clipirea din ochi și pentru mine, cred că atâtea sunt momentele în care chiar mă simt împlinită. Ce frumos! Băi, că m-ai luat cu tine în povestea ta acolo cu cei mici, uitându-se cu ochișorii măriți la tine. Te felicit că faci asta și cred că asta e menire, se împlinește o menire și de asta cred că și poți vorbi cu atâta detașare și despre ce ai făcut bine și despre ce n-ai făcut cel mai bine. Tu mai ai emoții și cum arată, nu știu, antidotul la emoții? Ce faci dacă ai emoții? Uite, de exemplu, acum în ultima vreme am tot apărut așa în diferite intervenții televizate și mor de emoții, adică simt că o să leșin acolo pe scaun sau dacă picioare o să leșin. Eu simt că îmi tremură vocea la o intensitate în care, nu știu, uneori am impresia, oare mă aud oamenii ăștia că vorbesc, dar culmea e că după ce aud înregistrările nu se vede nimic. Cred că atunci, cum ziceai tu, acum un pic mai devreme, ziceai că atunci când îți găsești menirea și când vorbești despre niște lucruri care te pasionează și în care ești implicat 100%, oamenii oricum văd dincolo de emoții și emoția e bună până la urmă, că nu sunt acum un robot să vin să-ți vorbesc ce să-ți zic, știi? Suntem oameni și uneori se întâmplă în aparițiile astea așa mai, să le zic eu, sofisticate, să te mai pierzi, să mai zici un cuvânt care nu ți-a convenit, dar oamenii văd dincolo de emoții. Și așa, ca și tehnică, de obicei îmi reglez, încerc înainte de a intra în astfel de întâlniri, să îmi reglez respirația și fac acolo și fac niște exerciții, dar nu funcționează. Adică emoții sunt de fiecare dată și m-am obișnuit cu asta. Uite, și acum când ne-am conectat, am fost emoționată, deși suntem doar noi două, știu că ne văd poate sute de oameni după. Și cred că emoțiile vin și din, nu știu, ca parte așa a responsabilității, că ceea ce spui trebuie să ajungă la oameni așa cum simți și tu și să nu fie interpretabil cumva. Super! Îți mulțumesc tare mult! Ca o paranteză, eu am emoții mereu. Diferit de la o interacțiune la alta este intensitatea, da? Când am început
tot cum povestești, dar în ziua în care nu o să mai am emoții, o să fie ceva groaznic. Probabil că nu o să mai fiu eu atunci. Atunci să ne dăm voie să avem și emoții, dar emoțiile, ca oricare alt lucru, trec cu practica. Adică devenim mai buni la a nu avea emoții, dacă asta e ceea ce ne dorim, prin practică. Și voiam să mai ating un punct, pentru că știu că ne ascultă oameni care sunt emotivi și care spun, pe mine dacă mă invită Manu în așa ceva, eu leșin, eu nu am cum să ajung acolo vreodată, nu pot fi asta. Voiam să mai spun că, sigur, deci unu, prin practică devenim tot mai buni. Nimeni nu este lipsit de emoții. E normal când vezi un microfon și se aprinde o lumină roșie în fața ta să te blochezi așa, dar am uitat ce voiam să spun, iată ca dovadă că nu mai știu nici eu ce voiam să spun, dar mi-amintesc imediat și terminăm. Voiam să spun ceva, prieten, dar nu mai știu ce voiam să spun, că am făcut o paranteză cam mare. Nevoia asta de practică. Cred că, de fapt, asta era foarte important. Prima dată, un lucru pe când îl face, mai ales o apariție publică, este cu emoții mari, pe urmă, pe măsură ce practicăm, și atunci important este nu să fugim de astfel de ocazii. Succesul e când ne creăm pârghii și ocazii să apărăm. Sigur, în nișa potrivită, adică nu mă duc oriunde sunt invitat, merg să vorbesc despre branding personal și la o nuntă, că e public. Dar să nu refuzăm permanent pentru că vrând să devenim mai buni. Și să nu mai avem emoții, pentru că lucrul ăsta nu prea are cum să se întâmple. Promit că mi-amintesc ce voiam să spun și o spunem în episodul viitor, pentru că deja am stat aproape o oră, dacă nu mai mult, împreună. Și vrem ca oamenii să aibă timp să se pregătească și de sărbători, pentru că acest episod apare chiar în preajma sărbătorilor. Le-i spune ceva celor care ne ascultă și ne urmăresc? În plus față de ce am zis acum, dacă tot ai zis că se difuzează în preajma sărbătorilor, le doresc să aibă sărbători liniștite și inspirate și după ce trec, să treacă la acțiune, cu vulnerabilitate, cu încredere că vor reuși și singurul pas pe care l-au de făcut este acesta de a acționa, cum zici tu. Sunt sigură că nu vor da greș și le mulțumesc că ne-au ascultat până aici. Și eu și îți mulțumesc tare mult. A fost cu noi Roxana Beșcucă, profesor și caligraf, cu povestea ei de muncă și de viață. Dacă v-a inspirat, minunat. Dacă v-a inspirat și motivat să treceți la acțiune, dublu minunat, și știu că așa va fi, da? Inspirația e una, motivația să trecem la acțiune este next level, apropo de următorul nivel. Sper ca această conversație să vă fi motivat și inspirat deopotrivă, că puteți și voi, că e momentul potrivit, că aveți cu ce, aveți toate resursele. Ce e nevoie este, tu ai spus tare frumos, mi-am făcut o promisiune mie, în stil de coaching, asta e o hotărâre luată. O hotărâre luată. E greu să luăm hotărâri pentru că creierul simte că pierde dacă ia o hotărâre. Deci dacă eu spun ceva clar, înseamnă că tot ce era până atunci nu voi mai acționa acolo. Dacă eu spun că din acest moment nu mai lucrez seara după 9, poate pierd bani că săptămâna viitoare o să-mi vină niște cereri, dar tu ai luat o hotărâre. Și iată cât de important este să iei o hotărâre. Dacă e nevoie de ghidaj să luați hotărâri, nu vă fie rușine și teamă să cereți ajutor, pentru că Roxana asta a făcut. Da, lucram săptămâna trecută cu o colegă din branșă și îmi spunea că ea e coachul care face coaching pentru ea în fiecare săptămână. Da, și eu confirm asta. Terapeuții care nu fac terapie, ci că să fugim de ei. Cam așa e și cu fiecare dintre noi. Dacă avem nevoie de ghidaj, să ne dăm voie să fim ghidați. Dacă avem nevoie de ajutor de orice fel, pentru că atunci când vrem să acționăm, dacă ani de zile n-am putut rupe pattern-ul ăsta și n-am putut acționa pe cont propriu, ce ne face să credem că o să reușim în 2023? Deci uneori poate cel mai bun lucru este să ne uităm cu empatie la noi și să spunem, ce ai tu cu adevărat nevoie acum? Iar dacă asta e un umăr pe care să plângi, minunat. Dacă asta este un profesor, minunat. Dacă este un ghid, minunat. Doar să ne dăm voie. Mulțumesc tare mult, Roxana, că ai fost cu noi. Mai vrei să adaugi ceva înainte să încheiem? Nu, cred că oamenii au înțeles ideea. Adică sper să fi inspirat așa. Îți mulțumesc încă o dată, Manu. Și sper să fie cu folos înregistrarea noastră și să fie așa un punct de plecare în a lua acea hotărâre pentru cei care ne-au ascultat. Mulțumesc tare mult! Noi ne reauzim săptămâna viitoare și ne revedem într-un nou episod de Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!